unde e, Doamne? Șansa pe care bunica mea nu a avut-o să-l vadă pe papă. Vin dintr-o familie de greco-catolici, cu străbunici preoți care au făcut închisoare pentru că nu au vrut să treacă la ortodoxie, așa că pentru mine e mai mult decât emoționant să fiu aici. Este o mână întinsă a lui Dumnezeu pentru țara noastră, pentru biserica greco-catolică, pentru români în general. Simțim o unitate foarte mare, o comuniune frumoasă între noi, iar pentru biserică este o gură de oxigen, mult mai mult decât o gură de oxigen. Este o repunere în demnitatea ei, o reamintire și un nou impuls pentru misiunea ei în această țară, în poporul român. Este o ocazie de a ne purifica motivațiile de a merge înainte. Este o șansă deosebită. Este o istorie care se scrie. Come il miracolo è narrato in appena due versetti.